Elevii Giurgiu Ven de clasa a 11-a și a 12-a nu au impresionat cu cunoștințele lor la simulările examenului de bacalaureat și au obținut rezultate care situează județul Giurgiu printre ultimele din țară. În urma simulării probelor scrise ale examenului maturității, 24,7% dintre elevii din ultimul an de liceu au obținut note mai mari sau egale cu 6, media de promovare a bacalaureatului. Rezultate și mai slabe au înregistrat elevii de clasa a 11-a. Procentul celor cu note mai mari sau egale cu 6 este aproape 15%. Pe discipline, lucrurile se prezintă astfel. La disciplina Limba și Literatura Română, la clasa a 11-a, 41,3% dintre elevi au obținut note mai mari decât 5, iar la clasa a 12-a, 55%. La proba obligatorie a profilului, disciplinele matematică, respectiv istorie, la clasa 11-a 26,5% dintre elevi au obținut note mai mari decât 5, iar la clasa 12-a 40,4%. Și în sfârșit proba a 3-a, proba la alegere conform specializării, pe care au susținut-o decât elevii de la clasa 12-a, aici rezultatele au fost mai bune, 53,5% dintre elevi obținând note mai mari decât 5. Aceste note nu vor fi trecute în catalog decât dacă elevul o cere, dar vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ. Este un semnal de alarmă ca pregătirea să se intensifice, atât elevii cât și cadrele didactice să trateze cu seriozitate acest aspect și fiecare școală să analizeze rezultatele și să ia măsuri astfel încât la examenul din iulie rezultatele să fie bune, așa cum spunem de fiecare dată. În ceea ce privește prezența liceenilor la aceste simulări, media a fost de 85% față de circa 75% cât a fost anul trecut.